Bună seara, dragii mei, și bine ați revenit la un nou clip de pe canalul Tarot Viață Împlinită. Haideți să vedem în seara aceasta ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru ca iubirea să intre în viața dumneavoastră. Pentru că e posibil ca universul, destinul, predestinarea și așa mai departe, karma, să pună anumite obstacole în calea dumneavoastră, în sensul că poate consideră că dumneavoastră aveți anumite debite karmice sau datorii față de alte persoane, spirite, sau pur și simplu vei predestina să faceți altceva înainte de a fi cu persoana dragă și tocmai de asta vi se tot blochează căile, pentru că voi de fapt ar trebui să vă preocupați întâi de altceva și abia apoi de relația asta. Și în sensul ăsta, haideți să vedem ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru ca lucrurile să meargă bine în dragoste și dragostea să intre în viața dumneavoastră. 1, 2 sau 3. Începem cu numărul 1. Și avem așa. Numai arcane majore, deci sunt niște lucruri majore care trebuie schimbate, mai ales că roata destinului ne vorbește despre niște schimbări, bine, niște schimbări pe care noi nu prea le putem controla, chiar dacă le prevedem, pentru că există cel puțin o mică marjă incontrolabilă care vine pur și simplu din voința destinului. Ceea ce spune aceste cărți este că voi ar trebui să ajungeți la acel nivel de cunoaștere interioară încât să asimilați faptul ăsta, că nu puteți controla totul, că nu e bine să controlați totul. Vedeți, avem eremitul care înseamnă fecioară. Nu înseamnă neapărat că toți sunteți fecioare de aici, că mai avem și leu aici, în fine. Dar se referă la ideea că nu trebuie să mai încercați să controlați totul, da? Trebuie să vă cunoașteți foarte bine, să știți să vă setați standardele, dar în același timp trebuie să știți și să vă relaxați. Să nu mai țineți totul sub control sau cum vreți voi, sau aoleu, aia de ce nu s-a întâmplat așa, dar aia pe dincolo, dar ieri a fost bine, azi nu mai e bine, de ce nu mai e bine, de ce apare cu nu știu. În fine, tot felul de chestii astea. Încercați să vă liniștiți mai mult, să ajungeți mai aproape de sinele dumneavoastră spiritual, să lăsați mai mult deoparte partea de materie, de ce se întâmplă în plan fizic, că nu știu, poate pe aici sunt câteva triouri, triunghiuri amoroase și voi sunteți cumva cu ochii tot timpul ce s-a mai întâmplat în partea cealaltă, au mai apărut niște poze, niște filmulețe, niște chestii și uite că au uitat de mine sau poate să fiți numai voi doi, da? Dar poate vi se pare că nu vă mai acordă atenție sau de ce azi e mai rece decât ieri sau decât acum o săptămână sau decât atunci când ne-am cunoscut. Puziu, nu mai analizați atât lucrurile. Mintea, adică ego-ul sau eul conștient, caută întotdeauna să conserve ceea ce a fost sau ceea ce este. Practic are impresia că dacă lucrurile nu mai sunt cum erau, totul se destramă. Roata destinului înseamnă schimbare. Voi trebuie să fiți întotdeauna. Uneori trebuie să mergeți cu fluxul, da, cu schimbarea, așa cum vine ea. Și uneori nu puteți fi pregătiți chiar pentru orice. Puteți să aveți mentalitatea pregătită ca să luați aminte în continuare și de lecțiile noi sau schimbările care vin. Pentru că la voi urmează niște schimbări majore, majore, dar foarte bune, extraordinar de bune în planul sentimental. La câțiva dintre voi se poate să aibă legătură chiar cu nașterea unui copil. În foarte puține cazuri, dar apare și acest scenariu. Oricum, niște bucurii mari care se întâmplă între voi sau deschideți un proiect împreună, colaborați, vă faceți prieteni noi împreună și așa mai departe și formați un grup mai mare și totul e bine și frumos. Oricum ar fi, urmează timpuri bune, dar învățați să vă relaxați un pic mai mult, da? Să nu mai fiți, nu știu, în anumite momente poate prea crispați, prea analitici, prea prinși de zona materială și să uitați că de fapt sunteți uniți în cuget și în suflet și dacă stăm să extrapolăm până la unul, până la ființa supremă, până la Dumnezeu, adică toți suntem unul. Deci evident că toți suntem uniți în toate, da? Realitatea
și universul sunt stratificate, da? De la 1 s-a divizat în 2, în 4 și așa mai departe, și apoi și planurile, și din existența energetică, sau chiar dinainte de cea energetică, de cea de conștiință, s-a trecut în cea energetică, apoi materială și tot așa. Deci sunt anumite planuri, până la urmă totul se reduce la 1. Așa că toți suntem uniți în cuget și în gând, inclusiv dumneavoastră și această persoană la care vă gândiți, mai ales că la unii dintre voi e chiar posibil să fiți parte din aceeași grupă, din același grup de suflete, să-i spunem. Oricum, e foarte bine ce văd aici, cu sfaturile pe care vi le-am dat pentru a avea mai multă iubire în viața dumneavoastră, să curgă mai lin în viața dumneavoastră. Acum, haideți să vedem cărțile de la numărul 2. Regina de monede, împăratul, regele de spade. Aici cred că fiecare dintre voi se mai gândește, nu știu, la niște persoane adiacente, dacă efectiv nu există triunghiuri amoroase, pur și simplu vă gândiți la, uneori chiar cu încăpățânare, vă gândiți că nu, trebuie să mai existe cineva sau o chestiune de genul acesta, sau el se gândească că la voi se întâmplă așa. Aici sunt multe cazuri unde poate o persoană de la job să fie persoana dragă vouă sau mai mare de vârstă sau matură sau care are un fel de autoritate asupra dumneavoastră sau vă inspiră foarte multă maturitate, protecție, chiar dacă poate fi și mai mică de vârstă, deși aici în multe cazuri vorbim despre un bărbat mai mare de vârstă sau despre o femeie cu un statut destul de bun. În fine, să trecem la partea cu și avem ca zodii berbecul cel mai mult. Avem și zodiile de aer și cele de pământ. Dar acum să trecem la întrebarea care ne preocupă și mai exact ce ar trebui să faceți dumneavoastră pentru ca iubirea să curgă mai mult în viața dumneavoastră, pentru ca totul să fie mai bine. Da? Este vorba în primul rând de ceea ce ne spune Arcana Majoră Împăratul, da? Arcanele majore sunt secretele mari, ceea ce ni se devoalează sau dezvăluie. Și se pare că aici este foarte multă încăpățânare la mijloc. Avem și patru care, din punct de vedere numerologic, vorbește despre eforturi susținute. S-ar putea voi să nu aveți răbdare sau să mențineți cu încăpățânare anumite idei fixe legate de cum ar trebui să se desfășoare lucrurile, legate de faptul că totul trebuie să se desfășoare mai repede sau în ritmul vostru și nu al celuilalt. Poate într-adevăr să fie vorba de persoana asta, pentru că avem aici doi indicatori și persoana asta să aibă astfel de așteptări de la voi. Oricum ar fi, aici trebuie renunțat la orice fel de încăpățânare. Dacă la prima etalare aveam tot așa partea de mentalitate, de ego, de minte, de eu conștient, care pune foarte mult accentul pe cumva crispare, încordare, pe partea de control. Aici este pe partea de încăpățânare, pe partea de dominare cumva a situației. Deci lucrurile intră într-o zonă mult mai autoritară, mai severă și foarte, foarte analitică, dar așa cu un ton pasiv-agresiv. Cred că aici un sfat ar fi strict pentru acele cazuri unde se aplică, da? Dacă dumneavoastră încercați cumva să pedepsiți, să spuneți sau să răspundeți cu aceeași monedă acestei persoane, încercați să nu mai faceți asta. Nu, persoana asta e foarte încăpățânată și ea. Și nu o schimbați, dar în același timp vă face să rău și dumneavoastră pentru că ulterior se deteriorează legătura. Și se pare că această persoană nu prea suportă să-i fie încălcat cuvântul. Iar voi nu o schimbați dacă cumva treceți peste ceea ce spune el sau ea. Nu încercați să răspundeți cu aceeași monedă, da? Nu încercați să dominați lucrurile. Și nici chiar să apelați foarte, foarte mult la un pragmatism vulcanic, da? Și să reacționați dacă ați fost tratat cu răceală, imediat dumneavoastră, ok, atunci mă îndepărtez și eu
și îmi văd de treabă, dar așa cu un ton ușor agresiv, da? Dacă alegeți să vă detașați și să vă depărtați, încercați să nu aveți niciun resentiment, pentru că el se resimte la nivel energetic și poate transmite acestei persoane și mai multă încăpățânare și mai multă chiar obrăznicie cumva în raport cu voi. Deci aici este foarte mult de a nu aplica aceeași măsură a lucrurilor, da? Voi puneți o oglindă a iubirii în față, răspundeți cu iubire. Dacă persoana este prea tăioasă cu voi sau mai știu cum, severă, spuneți ok, e în regulă, îmi văd elemente, dar fără, cum ziceam, fără nicio undă de critică, de... În fond, voi trebuie să vă trăiți viața cu fericire și cu recunoștință. Încercați să fiți recunoscător chiar și pentru lucrurile pe care nu le aveți încă. Asta este cea mai puternică sau una dintre cele mai puternice metode de manifestare. A fi recunoscător și a mulțumi și pentru ce nu aveți încă. Dar voi vă bucurați deja de lucrul acela ca și când ar fi al vostru. Bucurați-vă deja de viața împlinită pe care practic nu o aveți, dar o puteți avea și o veți avea în cazul ăsta. Și să vedem acum și cărțile de la numărul 3. Avem arcane minore aici și o carte de curte, în speță Regina de Bâte. Avem numai foc, numai bâte, zodiile de foc, prin urmare Leu Berbec Săgetător. Nu ar trebui să vă mai ca sfat, da? Pentru a lăsa iubirea să curgă mult mai lin și cursiv prin viața dumneavoastră. Nu vă mai considerați în competiție cu nimeni. Și dacă știți că există o a treia persoană, și dacă nu există, dar cumva nu mai faceți comparații, nu mai setați competiții, concurență cu nimeni și nimic, nu vă mai luptați cu alții pentru a vă sprijini punctul de vedere în legătură cu această persoană. Să spunem, poate sunt persoane care nu sunt de acord pe lângă voi sau pe lângă persoana asta. Dar bine, dacă sunt pe lângă persoana cealaltă, nu aveți ce face, da? Dar dacă sunt persoane pe lângă voi care vă sfătuiesc să vă luați gândul sau relația asta nu se face bine, nu știu, până la urmă e hotărârea dumneavoastră. Dumneavoastră, atât timp cât vă setați standardele, limitele, ce vă afectează și ce nu, voi o să fiți bine, puteți să umblați și să vă gândiți la oricine, da? Dar atât timp cât aveți setate niște limite pe care nimeni nu le poate trece și dumneavoastră sunteți bine, e perfect, da? Nu vă mai considerați, cum spuneam, în competiție cu nimeni. Vedeți aici competiția, concurența, a răzbi peste ceilalți. Sau dacă, cum spuneam, dacă sunt persoane în jurul dumneavoastră care nu sunt de acord cu legătura aceasta, acolo unde e cazul, da? Pentru că în alte cazuri e posibil la celălalt să fie vorba de asta. Dar acolo unde e vorba de chestia asta, ok, asta e părerea ta, eu îmi văd de viața mea, așa trăiesc. Aici vedem foarte mult foc, da? Foarte multă încrâncenare, luptă, conflicte. Nu, și în realitate lucrurile nu sunt chiar așa. Lucrurile sunt destul de senine și văd că se îndreaptă într-o zonă victorioasă, să-i spunem. O să aveți o bucurie. Poate persoana asta vine de la distanță către voi. În câteva cazuri punctuale, posibil să-și fi încheiat anumite studii sau cursuri în străinătate, persoana asta sau voi, să veniți de la unul către celălalt. Sau pur și simplu de la o distanță din străinătate, unul vine cu o veste bună pentru celălalt și vă și apropiați în felul ăsta. Deci viitorul se vede și bine. În cele mai multe cazuri de aici. Nu e posibil la toate pentru că este o etalare generală. Un alt sfat este că trebuie să vă ridicați moralul și să vă puneți energia toată. Aveți foarte multă energie voi și de manifestare și de ființare. În general, aveți multă energie, da? Aici, pe care o puteți folosi în sens constructiv, nu distructiv nici cu voi înșivă, nici în raporturi cu alții, nici concentrându-vă poate pe o altă persoană sau pe persoane pe care vi le imaginați că ar putea fi cu persoana voastră și așa mai departe. Dar pur și simplu fiți de partea dumneavoastră, da? Puneți-vă cât mai multă energie
în sarcina dumneavoastră să lucreze pentru dumneavoastră și totul o să fie foarte, foarte bine. Da, adică concentrați-vă să fiți dumneavoastră regina de bâte, femeia magnetică și care nu stă ea să, în unele cazuri chiar să arunce mărgăritare în gura porcilor, vorba aceea, ci pur și simplu ea așteaptă ce e mai bun pentru ea și mai lasă și pe ceilalți să facă un pas către ea, da, sau către el. Puneți-vă energia în slujba dumneavoastră, da? Pentru că voi puteți să creați foarte mult aici, aveți foarte multă inspirație și intuiție. Aveți energie de manifestare, aveți energie creatoare foarte multă. Voi ar trebui și să sădiți niște plante, ceva, pentru că dacă le iubiți și vă concentrați asupra lor, ele pot crește foarte mari, foarte frumoase. În unele cazuri puteți face chiar o afacere din chestia asta, din plante. Cu alte cuvinte, totul are foarte mult legătură cu voi, cu creșterea voastră și cu a nu vă mai raporta la ceilalți, nu știu, considerând o anumită concurență sau faptul că trebuie să vă luptați cu alții pentru ceea ce vă aparține. Dacă simțiți că ceva vă aparține, vă aparține oricum. Nu trebuie să dovediți asta, nu trebuie să probați, nu trebuie să luptați cu nimeni. Da? Bun, mi-a părut bine să ne reauzim. Sper că v-am fost de folos. Numai bine!